estimabilii mei intelectuali, încă din vremea antichității, filozofii, cei mai mari filozofi, cei mai mari gânditori ai planetei noastre, pentru că oricum nu știm mai mult decât limitele, granițele planetei noastre, nu? S-au întrebat foarte multe chestii importante, ca de exemplu, care este sensul vieții, de ce laptele prins se prinde, și probabil cea mai importantă întrebare dintre toate ar fi: mă băieți, când pizda mă si termină, mă, Bully Scholarship Edition, mă? Deci cred că jocul ăsta îl joc de mai bine de jumătate de an, mă, și încă nu l-am terminat. Mi se pare incredibil. Atât amărginez jocul ăsta de numai, eu nu știu cum de nu v-ați plictisit, mă, să mai veniți să vă uitați la mine cum mă joc Bully. Ce faceți, bă? Salut! Este o zi de miercuri, foarte frumoasă, tind să vă menționez, știți de ce? Pentru că sunteți voi în chat aici. Zapi, YouTube ieri a început să se monitorizeze și în Moldova. Cu ce să se monitorizeze? Cu cameră din aia de endoscopie, de se bagă în cur? Cum adică? N-ați avut YouTube în Republica Moldova până acum? Ce fraier? Vă rog frumos, traduceți-mi ce voia să-mi zică omul ăsta, că nu înțeleg. Și că WZAPI că-i pasă de noi mai mult și nu de views și bani. Fii atent, bă. Știi cum e? Eu chiar am observat pe parcursul timpului că o comunitate e greu să ți-o faci și ți-e foarte ușor să ți-o dai la o parte. Multă lume și-o dă la o parte pentru că tinde să-și ia niște decizii foarte egoiste care să-i privească numai spre binele lor. Da, bă, sincer, eu acum, după de câți ani fac toată treaba asta, chiar am observat că la bine, la greu, oamenii cei mai importanți nu te lasă și dacă o duci rău pe partea financiară, la un moment dat o să fie bine. Metode se găsesc să fie tot ok. Ne dă reclame. Ah, că e monetizat! Deci tu vrei să zici că abia acum s-o făcut monetizarea. Uite, mă, și eu zic monitorizarea. Abia acum s-o făcut monetizarea în Republica Moldova și tu ai zis că s-o făcut monitorizator. Lasă-mă, ești bine. Bine ai venit pe live. Sper să înveți bine limba română și să fie tot ok. Seru Zaupi, doar ce am venit de la liceu și mi-am luat o șaorma nesimțită. Poftă bună, Cristi. Sper că e cu extra sos. Și eu mă gândeam mai încolo să mă duc să-mi iau o șaorma. Dar să știți că eu de când am venit în România, mă, tot îmi pândesc șaormeria preferată. Bă, și de fiecare dată când se face o oră din asta cinstită în care pot să consum șaorma, adică seara, pentru că șaorma se mănâncă seara, atunci este permis de Consiliul Audiovizualului. Bă, tot timpul zice că livrarea e indisponibilă, mă. Așa mă mărginește șaorma aia, mă, deci deja o visez noaptea. Că vă dați seama, eu în Italia n-am mâncat șaorma. În Italia am mâncat o singură dată șaorma și m-am căcat moale. Deci, na, acum șaorma adevărată se găsește în România. Deci nu mergi la Cogălnicianu? Oameni buni, aveți unii dintre voi niște referințe poznașe în voi? Nu vi le înțeleg, sunt bătrân. Sunt bătrân. E funcet pentru demisia mea. Ți-ai dat demisia pulă. Ești șomer. W în chat pentru cod YouTuber care e șomer. Bravo. De-abia îți doresc o viață pe ajutor social foarte, foarte, foarte bună în continuare. Mă, cana cu WhatsApp, nu știu, cred că e în dulap, dar păi... Lasă că astăzi mă simt foarte Sylvester, ia uite. Sylvester și... Nu. Uite, Sylvester. E bazmec. Așa. O șaorma foarte bună e în Turcia. Mă, nu prea m-aș încumeta să mă duc în Turcia, drept să vă zic. E tot ok. Seru Zoli, eu acum am ieșit de pe Half-Life 2 ca să vin să te văd pe tine. Ioi, ce ughe așești, mă, Pingai. Nu ții tu, facem chetă să-i luăm monitor secundar lui Pingai, bă. Să se poată juca Half-Life 2 fără nicio problemă și să uite și la live-uri. Să nu fie bai. Un gyros este mai bun. No, haideți, vă rog frumos, domnul Mr. Steve O.P., nu facem noi aici certuri din astea între turci și greci la noi în chat, ok? Că nu ne privește. Gyrosul-i gyros, shaorma-i shaorma. Nu mă interesează cine-i inventat-o, că tot la mine în stomac ajunge, nu? Ce ne interesează? Asta este. O bere, domnul Zapi, prea devreme.
Prea devreme, bă. Mă, eu zic că ar trebui... Opa. Am putea deja să ne... Să ne propulsăm înspre joc. Am chef să mă joc azi. Poate ne mai și uităm la niște chestii. Ne mai luăm și astăzi un strike. Nu ne interesează pe noi astăzi detalii. Oricum, dacă se întâmplă ceva cu canalul ăsta, avem canalul mare. Dacă se întâmplă ceva cu canalul mare, facem altul. Știți cum e? Imperiile au căzut numai o dată, dar canalele pot să cadă de mai multe ori, că poți să-ți mai faci. Hai să faci închetă de 1000 de euro. Dar ce pizda, mă, de monitor în străbăție, mă, să-ți iei de 1000 de euro, ha? Ce monitor în străbăție? Ți-i străbă monitor din ăla să stimuleze și urmează, știi? Din ăla vrei tu, Buzzmag. Mă, astăzi în plan eu aș avea să-mi trec toate orele alea pe care nu le-am trecut pe bully, mă. Că am rămas corijent la mecanică, am rămas la mate corijent. Avem foarte multe corijențe pe care trebuie să le dăm, mă. Ăla-i tot baiul. Domnul Ștefan Tieleucă, n-ai întârziat, mă, dă-te-n pula mea, ești bine. Ești bine, mă. Ai venit bine, am început numai de 8 minute. Mare lucru, aici nu se face prezența. Serus, mersi fain de 10 lei. Cu Gălnicianu e o șaormerie de pe strada cu Gălnicianu, care e cea mai ieftină șaorma din București. Am unii mă îmbrac, mă duc îmi iau, jerseu Adidas și mă duc iau primul avion către București, mă, să mănc o șaormă, ok? Sigur o să fac așa ceva. Serus, Nico. Serus, Rex, ofere. E prima oară când intru pe un live de-a tău. No, la cât mai mult e. Serus, Andriuțule. Auzi că ne-o salutat ăsta. Hei! Salut, frate, ce faci? Nu mai bea apă din asta pentru că este cu flor și scade testosteronul. Jesus. Hai să merem să ne luăm orele. Imediat este ora 9, cred, sau nu? E ora 4 trecut. Ținând cont că este ora 4 trecut, eu o să pot să fac alte activități. Aș zice, bă, m-aș duce la frizer. M-aș duce la frizer să-mi schimb freza o țâră. Văd că în cartierul rău famat n-avem frizerie, ceea ce e destul de nașpa, că chiar aș fi vrut să-mi iau un low taper fade din ăla freză de broccoli cringe. Ah, că nu se poate, nu se poate, asta e, nu? Merem la doctorul bărbier din Flapjack. Hipnotizează. No, uite mă. Bă, și dacă am luat strike ce? Unii au murit și n-au pățit nimica. Nici bine nu intru pe live, am și o pauză între ședințe și te aud că zici de șaorma din București. M-a întrebat cineva în chat, mămișule. Vrei să încerci un socului cinstit să nu mânci 3 zile? Vrei să am glicemie 5000? Speedrun, youtuber borât dintr-o țară de lume a treia, moare de hiperglicemie, că a mâncat o șaorma cât un copil. Nu mulțumesc. Încearcă și tu Supermarket Simulator. Să știi că m-am gândit la chestia asta. Sunt foarte multe simulatoare interesante. Este și patron de sală. Mă, ăsta e salon de femei. Doamna Tunghe, știți să faceți low taper fade? No, bine, doamna Tunghe. Hai să merg la doamna Tunghe să ne fac un low taper. Deci astea sunt frezele disponibile? Pot să văd cum arată. Deci ăsta este băiatul bun, ăsta este Hollywood. Heartthrob. Man. Șară de parcă ascult Nickelback. Short and Shaggy. Bă. Haide pula mea, omule. Yo. Freză de cocalar contemporan. Bully Scholar și Pedition o prezis, mă, cum o să arate frezele în 2024. Foarte clasic. Shaggy din Scooby-Doo. Aș vrea eu. Mersi, doamna Tunde. Bă, dacă am scump, mă. Jocul ăsta e din 2006? În 2006 să te coste $15 frizura?
foarte, foarte scump. Păi atâta te costă acum în prezent dacă te duci la un salon din ăsta mai mid. Că dacă te duci mai high-end, credeți-mă, aici în Colosvar, în salone de bărbați, unde numai te tund. Dați așa numai, că numai te tund. Și îți iau 140 de lei. Voi vă dați seama, mă, la bărbați, mă. De banii ei ar trebui să-mi facă și masaj perineal. Nu o să văd așa ceva, nu, nu o să văd. La voi cât costă, la voi cât costă să vă tundeți? În funcție de din ce cătunuri faceți parte. Mă duc să salvez și pe aia începe misiunea aia, dacă se poate face. Dacă nu se poate face, nu se poate face. 5 euro. De unde te tunzi? În metrou? În stația de metrou? Cum plătești jumătatea? Da, așa. Tătă-mi iasă mouse-ul de pe monitorul principal și îmi fute chat-ul în partea cealaltă. În St. George 50 de lei. Jesus Christ, în St. George 50 de lei. Înainte te tundeau ăia pe gratis și-ți furau și portofelul. Holy shit, 50 de lei în St. George. 150 de lei. Unde stai, bă, Red Hooks? Primă tunde pe datorie. În Petroșani e 70 de lei. Nu am mai tuns de 2 ani. Mă, rocker, vezi că-ți iasă păduchii. 75 și mi-a luat numai din vârfuri. 0 lei mă tun cu forfeca. Deci la penitenciar, Alex. Start making a mark. That is funny, Jimmy. No, it's not. Jimmy, it's really funny. Chill out, man. Jimmy, I need to talk to you about something. Not now, Pete. I'm basking in adulation. I mean, running the school fairly. Dude, so fairly. No, Jimmy, please. Pete, enough. Jimmy, cred că o să-și o ia la muie ca Iulius Cezar. Eu nu m-am jucat jocul ăsta, you know what, până la final. Forget the school. The whole town should know about you. Nah. Like the mayor. You should leave your mark on City Hall. Yeah, dude. Take a dump on the doorstep. No, you're ridiculous. Not a dump. It's something much more elegant. Paint a warning. Yeah, that's a good idea. I'll show everyone who's boss. That's right, Jimmy. All right, you girls wait here. This is gonna be something they'll never forget. Wait, Jimmy, don't forget about Gary. Wait for me. Mamă, Gary o să apară ca Brutus, o să-l înjunghie și după aia o să se ducă pe pulă. Conducerea lui Jimmyus Cezar. Vai ce rău o să-mi pară de dânsul. Acum asta este. Sincer, Jimmy cap de tablă. De la un Aiken nimeni a ajuns să fie cel mai popular puș din școală. Și sincer, a făcut cea mai mare greșeală de puș popular. Am văzut asta în How to Become Popular in High School, sezonul 2 al lui Andra Gogan. Nu trebuie să-ți o iei în cap să devii arogant, că după aia o să ți se spulbere tot imperiul pe care ți l-ai creat. Cea mai mare greșeală. Dar asta este, așa este jocul, trebuie să-l jucăm. Cum mai e vremea pe la tine, Zop, la mine plouă rău. E ok, cred. Urcă-te în vârful primăriei. Hai să-i arătăm lui domnul Zoltan Șoș ce să face, cum să face treabă. Bă, da, ce convenabil au toate clădirile astea publice, câte o scară din asta pe care te poți urca, nu-i păzită de nimeni. Ce să fac? O să joc Stalker Shadow of Chernobyl? Da, probabil, într-o bună zi. Oricum, mai avem încă jocuri de jucat, mai avem și Assassin's Creed-ul. Îs foarte... că mai am încă jocuri din astea care sunt începute. Unele dintre ele le-am și terminat. M-a jucat și GTA 4 la un moment dat. Și mă rog la bunul Dumnezeu să nu-mi iau iară blue screen în timpul live-ului, în timp ce fac o misiune din GTA 4 să pierd tot progresul din cauza că e jocul foarte prost optimizat. Na bun, hai să facem un tag. Să sperăm că facem un penisache imens. Iar ce scrie? Ce scrie? Că nu știu să citesc. B-ul Bull Bulldog francez. Ce câini urât. Sanas Andreea Stăt, l-am jucat. Bullworth. Mamă, respect, școala.
Bă, nici o școală nu merită atâta... Na. Nu o să vedeți niciun oraș din România să se scandalizeze așa că o lăsa cineva un graffiti pe o... Vezi, doamne, o primărie. You tag the city hall. Photograph the tag from the street. Da? Și pe mine... Pe mine cine mă scapă de poliție, știu și eu că... Mă cam așteaptă acolo, văd eu. Cred că așa-mi belipula. Eu am terminat San Andreas de 4 ori. Bă, eu l-am terminat de 3 și bă, m-am cam săturat, adică de obicei mă oprez la 3. Mai joc jocurile până fac 3, știi, Sfânta Treime, Iisus Hristos, Sfântul Duh. Bă, dar nu eu am fost, mă, de ce toată lumea crede că eu am fost, că eu n-am făcut nimic? Hai să fugim. Hai să luăm skateboardul și să ne băgăm în primul... În prima ghenă de gunoi pe care o găsim sau unde dracu aș putea să mă ascund. Dar deja oricum m-a ratat poliția, nu mă mai găsește. Bă, dar câtă poliție în orașul ăsta, mă? Cine vă plătește? Mă, cine a făcut bugetul local, mă? Cine a făcut bugetul local? Ce-i cu atâția polițai? Nu, uite, mă, a venit altul. Mă, ne pis, da, mami, v-au strevătă spawnați, mă. Și dacă ies aici pe colț, 100% mai apare încă unul. Cred că am pierdut notorietatea, așa e gata. Nu mă mai caută nimeni. Eu sunt copil cu minte, n-am făcut nimica. Gata, o și uitat toată lumea cum arăt. Mă arată suspectul. Tipă băieți, mușul ăsta de aici arată ca bunicul lui Ben 10. Exact la fel ca bunicul lui Ben 10, mă. L-am găsit. Ia oare și arată la fel la față? A, nu. Am crezut eu. Ce bască ți-ai tras. Unchiul Max. Unchiul Max care a făcut sex cu extraterestră. Damn, ce hot a fost episodul ăla. Ia. Și acum facem poză. Bună ziua, eu sunt Alex Nedea de la Recorder și trebuie să facem poză la asemenea vandalisme în orașul Turda. Ia să vedem. Dăm un zoom in. Good photo. Mulțumesc. Îmi place că mă complimentează aparatul foto de fiecare dată când fac o poză, mă, dacă m-ar complimenta așa și părinții. Are mustață. Poate-i doppelganger-ul lui. Ăsta-i zice Bully Scholarship Edition. Nu-i neapărat sensitivitatea, băi, Condor. E numai strict când îmi intră în modul ăsta de fotografie, în modul Ernest, așa-l numesc. Când intră în modul de paparazzo, mi se cinciuplează în mod negativ DPI-ul. Cred că mi intră în mod de avarie, cu extra utilizare de combustibil și așa mai departe. Max versus Rucus. Gata, am terminat misiunea? I did it! That's great! Listen, we've got a problem. I'm the king, Petey, the king! Whatever, you're a king with a load of problems. I've only been gone a couple hours, what could have happened? All kinds of things. You remember that promise you made about restoring law and order and improving the school? Let's just say it ain't exactly coming true. Well, if anyone wants a fight, I'm right here. I think Gary must be behind it, but trust me, everyone wants a fight. Listen, I gotta go, I'll talk to you later. Ce? Oh, dar de ce nu mi-ai zis... Unde trebuie să pleci? De ce am pierdut respect de la toți? Preppy respect, joc respect, nerd respect cu minus. Townie respect plus 25. Tocmai le-am vandalizat primăria și o primesc Townie respect? Ce-o făcut căcatul ăla de Gary, mă? Pula mea de melc din SpongeBob. Miau. Explică în termen de Minecraft. Pickaxe de piatră. De ce să mai joc Cry of Fear dacă l-am terminat? Noi să vedem care este problema. De fapt să mergem să ne facem sporurile noastre academice. Uite că mi s-au deblocat două misiuni. Ia să văd ce ore am, imediat să fac ora 9 și vreau să văd dacă cumva am niște ore din alea la care... pe care trebuie să le repet. Do you even know your daddy's name? Trash. I'm gonna tell on you. I suppose I'd better beat you.
Deci dacă mai vrea cineva să se pună cu mine, eu cred că ați uitat. Ați uitat. Ați uitat cine v-a bătut pe toți și vă mai bat încă o dată. Încă 5 minute. Ia-i să-mi ce ore avem. Nu, nu te ajut, pleacă de aici. Răzmug la ore. Este ora de... Oh, nu. Ia ce-i asta? Asta îi... Ora de geografie. No, trebuie să mă ajutați. Cred că iar o să trebuiască, da, da, da. La geografie... E asta cu Statele Unite, mă. Statele din America, fuck. Fuck! Nepal... A, nu! Asia, astea le știu. Mongolia, Pakistan, îi ăsta, Filipine, hai că le lăsăm, Tajikistan, Japan, aici, Corea de Sud, asta, uite că Corea de Nord nici măcar n-apare acolo, Sri Lanka e asta, India e asta, ăsta e Nepal, unde e Nepalul? Nepalul e ăsta, Vietnamul e... Ăsta e Vietnam? Nu. Așa. Myanmar cred că e ăsta. Sau ăsta alalt. Filipinele se astea. Tajikistan e ăsta. Taiwan! Holy shit! China. Thailanda e asta. Și Afganistan. Fai de capul meu. Fai de capul meu. Salutări din Ocne. Uai, cum ai internet, mă, din mine? Panda outfit unlocked? Ia auzi, bă. Merem să ne deghizăm în furry. Am crezut că iar o să-mi dea ceva cu Statele Americane, că îmi venea să mă împușc. Ăla a fost cel mai greu, bă. Și ai lecția numărul 2 de geografie, stați așa? Ha. Adică, știți cum e? Eu nu înțeleg pe american că nu știu alte țări din, cum le zice, alte țări din lume, în afara Statelor Unite. Da, mie nu mi se pare o pretenție ca europenii sau alte chestii, oameni din alte țări din lume să știe toate statele din America, de ce? Pula mea, știe americanul câte județe sunt în România și unde să le găsească? Nu cred. De ce e relevant? No, meargă în pula mea. Probabil mulți americani nici nu-și cunosc toate statele pe care le au. Deci, e ok. Ah, costumul de panda, mă. Era să uit. De-aia zic și eu, bă. Îs literalmente județele țării. Mă, că la o scară din aia mai largă, după aia să-mi vine un american, păi Texas-ul este mai mare și decât Franța și Germania și Tajikistanul la un loc. Dar pe ce mă interesează pe mine Texas? Ia să vedem outfit-ul de panda. Boxing, custom, alien, 80, rocker, nutcracker, green ninja, pijamale. No, mă, da unde? Custom outfit alien. Sau am primit numai cap. Wrestling helmet. Panda head. Hai dă pula mea cum arăt. Kung Fu Panda gheții. Kung Fu Panda gheții. Cu papuciopium în picioare. Eu zic că e perfect. Kung Fu Panda buzzmeg. Mulți americani zic că România e roman din Italia. Ok. Mulți americani când se referă că se duc într-o țară din Europa, zic că se duc în Europa și atât. Ei generalizează toate țările din Europa și au impresia că țările din Europa sunt mai degrabă ca niște state, cum au ei în America, decât niște țări în care se vorbește o limbă diferită. Hai să vedem. Care este următoarea? Cred că e ora de arte? Sau? Nu, ora de mate. Ah, shit! Mate 3. Uf. If I catch anyone using a calculator, it's going in the garbage. Ăla nu și-o pierdut slujba. C-o fost prins că o luat mită live-ul trecut. L-am prins eu. 1 kg egal 1000 de grame. 36 egal 6 x 6.
Care este cel mai mare? Burj Khalifa. 0.5 este 1 împărțit la 2. 360 este 180 ori 2. Care este cel mai mic? O felie de pizza. Care este cel mai lent? Un melc. 26. 11. 400. 20 ori 20. Care este cel mai mic? Ăsta. Care este cel mai mare? 10 minus 10 e 0 plus 7, 7. Care este cel mai... Care este the lowest? Ăsta. 6 plus 5, 11. Câte triunghiuri sunt? 1 mare, 2, 3, 4, 5. 5 triunghiuri... Fut-o-s gura, mătii. 6 împărțit la 18? Wrong. Un kilogram. Un gram? Așa. 17 minus 6 e 11. 2 plus 7 plus 2. 2 plus 7 e 9 plus 2 e 11. Bă, dar cum? Băi, ce urăsc căcatul ăsta de oră, mă. Cât băi, deci prof ăsta e un căcănar, mă. Cine pizda, mătii, te-o lăsat la catedră? No, știi ceva? Lasă că-l bat eu când iasă de la ore. Futu-ți gura, mătii, de prof, că nu vrei să mă treci. Am avut 76%, bă, oameni buni. Cum nu? Băi, vă zic eu, o vrut, ăsta vrea să mă țină intenționat corigent, din cauza că i-am prins activitate infracțională din școală, mă, că lua mită. Am avut 80 și ceva la sută și nu m-o trecut, mă. Cum adică fei? Ce faci, mă? Futu-s gura, mătii. Tu mai faci din astea, mă? Da? Vă ba pătăți, mă, deodată, mă. Bam! Mai zi ceva, grasule. Ați văzut ei odat? Ei odat în mine, nu eu? Știi ceva? Pentru asta o să-ți fur din locker. Ai căutat-o cu lumânarea. Ia, îi dă cineva un șut. Uite cum fug după el. Uite cum fug după el. No, ăla i-o dat cu spray-ul, mă. Eu da cu spray-ul, mă, l-o spray-at, l-o gazat. No, hai că vreau să văd o bătaie fair între toți. Aia zic? Care tocilar credeți că câștigă? Bună ziua, domnule Zopico, mimurile le primim luna asta. Du-te, mă, că cred că scot chestia aia. Chiar am observat că logistic n-am cum să vă trimit mimuri în fiecare zi pentru că eu când am băgat chestia asta, unul la mână, nu erau oameni care își luau Comandantus Maximus. Doi la mână, viața era mai bună. Nu știu, nu prea mai sunt mimuri foarte faine. Serus Kenzie. Tot am vrut să modific acolo. Na. Oricum, dacă vrea cineva să ia un membership din ăsta mai mare, să-l ia numai așa, dacă chiar vrea. Oricum nu oblig pe nimeni să ia membership-ul nici măcar la de 10 lei. Ba da, vă oblig, da, 10 lei acum. Am unii să-mi da 10 lei. No, cred că s-au gătat orele pe astăzi, mă duc să salvez și după aia mă apuc să-mi fac misiunile astea foarte șugubețe. Seruzoli, cum ți-a fost ziua? Foarte bună! Foarte bună, să știi. Azi mi-am gătat video-ul, deci pe diseară la 7 aveți un video care e și destul de lung, by the way, și cred că o să vi se pare interesant. Ăla cu pateurile. Așa m-am distrat să-l fac. Astăzi l-am terminat. O venit și... Ia uitați. O venit și Ianuș Baci astăzi cu... legumele și fructele, pulă. Mamă! Deci cea mai mare recoltă de am primit-o până acum. O legătură de ridichi.
O legătură de ceapă. De asta verde. Două legături de leurdă, pulă. Și mai am și o, mai am și o salată creață aici. Și cred că o să-mi fac, o să-mi fac o ciorbă de șălate mâine cu leurdă. Mi-am mai adus și două chile de cartofi, vreo trei morcovi, un păstârnac, un borcan de compot de vișine și mi-am mai adus sirop de soc, mă. Chiar e foarte ca lumea. We getting toxic, infecție alimentară cu clipul nou. Mâine nu cred că fac cooking stream, că cred că pur și simplu o să-mi fac mâncarea cât timp o să stau și o să mai lucru la ceva main project. Că supa de șalate se face foarte repede și mâine la felul 2 o să-mi fac niște cartofi la cuptor, că oricum am primit o grămadă de cartofi. O să-mi fac niște cartofi la cuptor cu niște ceafă de porc la cuptor. Nu-i nimic interesant. Plus că pe tot parcursul lunii aprilie tot o să fie leurdă, deci s-ar putea să mai fac încă o dată o ciorbă. Plus că eu n-am mai mâncat leurdă în viața mea. Vreau să încerc să văd cum e. Matumba 12, mulțumesc frumos de membru. Și și ție, Toma Crețu, de 5 lei prin Super Chat. Mulțumesc, Toma Crețu, pentru 1,01 euro prin Super Chat. Domnul Bogdan S, mersi mult de Comandantus Maximus Stati. Apreciez mult din suflet. Da, mâine este ziua de joi, deci o să, nu o să fac de mâncare pe live, o să fac off-camera, o să fac un pic de off-camera mining. Zapid Italia ai fost desconsiderat de către local doar că erai român, dar ăia n-aveau de unde să știe că-s român. Plus că arătam destul de italian și tot timpul vorbea Bianca în italiană, deci... Și că start rats in the library. Iau spulă șobolanii în bibliotecă. This is a disgrace. It's appalling. I don't want to play. You're a pet rat. This is your fault, Jimmy. Huh? What? No, it isn't. What are you guys talking about? The library is full of rats. And I got my pre-med test next week, amigo. You're such a lame-o! Some king you turned out to be! Oh, how I long for the old days! Sure, we were laughed at and mercilessly bullied by everyone, but at least you could study without fear of rodents coming near us! Păi știi ce zic că eu le-am pus? Did you piss yourself again, Algy? Ew! No, I swear! I spilled soda on myself. Soda. Cea mai mare prostie. Right. What a bunch of sissies. Well, I'm not afraid of a few rats. Jeez, pathetic. Vă zic un life hack, șmecher, dacă într-adevăr vă pișați pe voi și vă vede cineva și ziceți ha, v-am pișat pe mine, că nu o să vă creadă nimeni că chiar v-ați pișat pe voi. Merge de fiecare dată. Clear the library. Da, și cu ce, cu ce trebuie? Cu petărzi în pula mea. Ce? Deci stai, eu trebuie să scap de șobolani fără să rănesc bibliotecarul, care bibliotecarul stă din complezență acolo, n-are nicio treabă cu horda de șobolani purtători de boli venerice și... Ce? N-are niciun sens. N-are niciun sens. De ce eu trebuie să mă ocup de șobolani? Unde este secția de dezinsecție? A școlii. Că la Rebreanu când a fost, când a fost din cauza ăștia de la secția maghiară infestație cu cu păduchi la parter, apoi nu mai mers tătă școala la școală. A, doamna bibliotecară, am înțeles. Și gardianul ăla de dinainte, de unde a apărut? Bă, dar melodia asta chiar se potrivește de omorâș șobolani, așa-i? Unde-i, unde-i, unde-i?
Donde este il bigicizo? Nibă. Tom și Jerry lor. Hai mă, că Tom și Jerry erau prea timp, mă. Gata. Gata, șoboclonții. Check the delivery crate to see if any of them are still lurking in there. These crates? Yes, those crates. The rats Spencer și Pink. Everything seems to be fine, miss. Deci sunteți de pe temul luați. Thank you, Jimmy. If you have any late fees, I think we can just forget about them. I did that a long time ago. I mean, thank you. Voi chiar credeți că Jimmy merea la pușcărie, ăsta la bibliotecă? La pușcărie sigur mere, după ce-și gata, după ce-și gata liceul, dar la bibliotecă, I don't know. Domnul Bogdan S de la Super sau Sex sau orice. Orice este grandios. Hai să mergem la culcare, bă. Treizeci de biștari pentru șoboclonți. Băi, da, că cred că tocmai de-aia nici nu au chemat dezinsecția, că ăsta, directorul e un zgârcit ordinar. Oricum, cred că ca să dezșobolănești o școală întreagă, nu cred că te costă numai, cât ar veni, 150 de lei. Nu cred că te costă numai 150 de lei, nu-i cazul. Șpințiche, serus! Mersi mult, de membru! Salut, vreau muștar! De care? Mie-mi place ăla, mie-mi place ăla de masă. Da, dezinsecția e prea scumpă. Păi ca și aia de bloc. $30 is $30. Muc să-mi cumpăr ceva de la pawn shop-ul lui Rick Harrison. Ce? Am auzit? I need more growth hormone? Trombolon? Cine bagă trombolon aici? Uite, mă, ce furtună, mă, s-o lăsat peste Bulwort. Cu hrean. Uf. Normal, dacă sunt șobolani într-o școală unde există cantină, prinde protecția mediului. Ne închide școala, deci poate de-aia. Du-te, mă, vezi de treabă, mă. În România nu se întâmplă, mă, așa ceva, mă. Ați auzit de chestia aia cu educatoarea aia care a fost înregistrată cu... Nu mai știu cum a fost înregistrată, cu telefonul sau habar n-am. Care își înjura și își bătea ăștia, cum le zice, mă, la ăia de la grădiniță, că nu se levi. Mă rog, copii. Gândiți-vă că aia abia alaltăieri și-o dat demisia și o fost știrea asta cu două luni. Deci, vă rog. Preșcolari, yeah. Grădinari? Deci dacă se întâmplă ceva într-o școală din România, tinde lumea să le bage așa sub preș. Mai degrabă. Ia să ce ori avem, îi cu gri, nu ne prezentăm, chiulim, am plecat, salut. Oricum, nu face nimeni nimic. Că scap de aici. Câtă bătaie am mâncat eu de la învățătoare, că nu făceam temele la mate, oho. Mă gândesc că e o chestie destul de specifică generației noastre, bă, Andriuț, că și eu la fel. Adică eu nu mi-aduc aminte să am vreo amintire plăcută de la grădiniță, adică ne băteau alea de ne căcam pe noi. V-am mai zis povestea. Aici îl. Așa cum am la jocks, la athletics. The gym is burning. O dat cineva foc la sala de sport. Bă, chiar o dat cineva foc la sala de... Bă, asta nu e ok. Hey, what's up, Mr. Burton? What's up? What's up? My gym is up in flames, look! Damn, how'd that happen? As if you don't know! You're a degenerate to think I trusted you! It wasn't me. Yeah, I'm no saint, but I tried to bring order to the school. To stop the bullying. Ha! Bullying? I don't care about bullying! In fact, I encourage bullying! That's right! Builds moral fiber! Makes...
men! Yeah! Cause you didn't make the team. You had to ruin it for everyone. Yeah, you bully! You're a pig! You ruined my life! What are you talking about? I never wanted to be on the team. You like to torment weak kids, and you've got the personality of a jockstrap. Yeah, well, I called the police. You'll be killed for this, my boy. It wasn't me. You're done for, Hopkins. Help. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. Oh, I'm really scared, mommy. Bă, nu-i okay, man. Asta nu-i okay, bă. Where's the fire extinguisher? By the stairs next mă, to the Gary, îi dus cu capul. Giving you, Hopkins. Bă, șobolani în... Man! Man, nu-i ok! Unde este extintorul? Fuck! Damn! Pinții, mersi de 5 cenți. De fapt, cred că nici 5 cenți. Bă, ăștia-s morți, mă, săracii. Repede, hai să stingem focul. Bă, aia cu șobolanii am înțeles-o, mă. Dar chiar să te apuci să dai foc, mă. La tătă școala ești dus cu capul. Mai este una? Bineînțeles că nu a avut autorizație de incendiu. Mamă, mamă, ce forțos e Jimmy Ke. Ești aproape gata cu jocul, cred că mai ai 2-3 quest-uri. Bă! Bă, Loki, să știți că o să-mi pară rău. Loki, chiar o să-mi pară rău, mă, că... Mă, focul ăsta de unde i-a apărut. Ăsta chiar a fost un joc foarte bun. Poate îl terminăm astăzi, da. Și că joacă-l iar după. Doamne, și ferește. Mitul lui Sisif. Search the gym for the pyromaniac. Cine ăla, mă? I said I'd do it. Eu n-aș mai merge la școală aia să mor eu. Te cred. Weird encounter. Bă, cum a intrat un grown ass adult în școală, mă? Eu nu înțeleg. Cum? Cine o da voie? Și exact, ce căuta și în baie la fete? Man, nu e ok. I regret nothing, nu era și replica lui Postal Dude. Poate era un reference, o referință din asta poznașa, I don't know. Iar avem oră gri. Știu că mai trebuie să mă duc să-mi fac ora de mecanică, altfel nu cred că mă lasă să termin jocul dacă n-am terminat toate orele, așa-i? Eu așa știu. Dacă n-am terminat toate orele, nu mă lasă să termin jocul. Plus că văd că mai am și chestii din astea secundare. Mai am o misiune secundară acolo. Bine, alea nu-s neapărat să le facem. Că și așa, ăla cu jocul de sumo al tocilarilor, na, nu prea am chef. Nu prea am chef eu să mă complic cu așa ceva. Chiar n-am niciun chef. Și că fă live cu Hearts of Iron 4 să cucerești Ungaria. Mă, aș face cu Sims 3. Face cu Sims 4, de fapt. Domnul Cătălin, să o cuceresc pe maică ta. Să o fac pe maică ta în Sims. Și să
mă procrez cu ea. Mm-mm-mm. Mă, ar fi șmecher într-o zi să facem un live cu Sims. Sau cu Spore. Mamă, și Spore e un joc foarte fain. La care materie te descurcai cel mai bine și la care cel mai prost? Cel mai bine cred că la religie, cel mai prost la fizică. Nu, la chimie. Deci la chimie era horror. Start finding Johnny Vincent. It's not my fault. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, da, I'll get your boy back, all right? See you later, de freaks. WC-ul. Tu du-te de aici. Travel to the asylum. Iar avem misiune de azil. Am și low HP, stai smug la Yum Yum Market să mă duc să iau ceva cu toxinfecție. Yum Yum. Poți să-mi iau o cola? Bim cola. Hai că funcționăm numai pe cola. 860 de dolari, mă omule! Mă băieți, eu ce dracu fac cu banii ăștia? În ce investesc? În ce pot să investesc? Vă rog frumos, ziceți-mi o schemă piramidală în care aș putea să-mi pierd banii. În ce schemă piramidală mă pot băga în jocul ăsta să-mi pierd toți banii? În cripto? Nu cred că existau încă criptomonede atunci. În fish market. Îți cumperi apartament pe acolo cu ăștia. Ia tractor. Păcăneale e superbet. Acțiune la OMV. Mă, nu cred că... Eu cred că am ce să cumpăr așa mult. Adică uite, am o pune de conservă aia, mă, zici că e rupt, găsită în pădurea bogăță din al doilea război mondial. High quality paint, can of spuds. This can of spuds would be a perfect for anyone with a spud gun. Fuck me, yes. Uite, am acolo ceva chestii care sunt cu lacăt. Chestiile alea cu lacăt sunt locuri pe care le pot achiziționa, oare? Sau locuri pe care le pot debloca? Nu știu. Ce este, oare? Da, 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 da. Mă, hai să vă întreb să vă zic o chestie. Nu mă enervați în chat. Că astăzi nu e niciun mod, îs numai eu. Și eu nu dau timeout-uri de 10 minute. Eu vă cârpesc direct. Da, direct, vă tai dreptul la opinie. De ce? Pentru că pot. Este asta un server comunist? Un server. Un live comunist? Probabil. Eu decid dacă puteți să vă exprimați opinia. Eu decid ce opinie puteți să vă exprimați. Pentru că eu sunt dictatorul live, acestei transmisiuni live. În regulă? Bun. Ia uite că văd cam ceva de ăsta cu lacăt aici, poate trecem pe acolo să vedem care-i șpilul. Mișu-i la muncă. Ce crezi că Mișu-i plătit să stea mod la mine în chat? De te crezi în USA să am ad revenue de 20 de dolari pe 1000 de vizionări să pot să-mi plătesc mozi.
Să mă duc la carnaval de bilipul ăla cal. Oh, nu, avem o oră la care trebuie să mergem. No, am cam ratat-o, bănuiesc. Am crezut că astăzi n-am nicio oră. Unde este la... Ia uitați lacătul. Hai să văd. Ce buzz maggi lacătul ăsta. Ce pot eu să iau cu lacăt? A, să mor tu. Aici am bițigliu. Nu știam. Băi, aproape am terminat jocul și eu nu știam că eu am acces la bițigli. Nimă. Aoleu. Tu Max Verstappensteinen. Upsi. Mamă, am ajuns în districtul peste districtul industrial. Vai de pula mea. Ia și cum ajung la azil? Trebuie să mă apuc să iau trenul de aici sau? Cred că ceva șmecherie se găsește. Ia să mă uit un pic pe hartă. Ar trebui să fie un drum pe aici, pe undeva. A, prin tunelul ăsta. Ai de pula mea, ăștia încarcă nebunii pe trenuri, mă. Ăștia aduc nebunii pe trenuri, mă, ăsta. Nu știu dacă e, nu știu dacă e azil sau lager. Shit. Azilul volții fericiți. Oriunde curentăm cu încredere. Hai să ne urcăm în copac. Arăt ca un panda real. Cel mai family friendly azil din România, să știi. I-ai auzit de episoadele noi din X-Men ăla vechi? Da, am văzut că se continuă după ce a murit profesorul X. Trespassing? Nu știu cum mă dau jos. Alo? Bă, nu mai știu cum mă dau jos. Tot timpul uit cum mă dau jos. Bă, de pe ce tastă mă dau jos? Nu vrea să se dea jos. Ajutor, m-am blocat în copac. Control nu merge, alt nu merge, pe shift schimb locul, pe click nu merge. Pe S? Nu merge pe S. Poate nu m-am dus suficient în capăt, ce pula mea, mă? Era pe... Păi, dar am apăsat space și nu s-o da jos. No. Hai să încercăm să intrăm fără să fim prinși. Păi o să fim dați afară. Sau probabil și mai rău o să ne bage și pe noi la nebuni. Ia oare, nu pot să trag cu praștia în ăștia. Da, mai bine nu făceam asta. Eu după ce am tras cu o chetroaie în cap. Nu ai permisiune să intri aici? Ținând cont outfit-ul, ai ajuns bine. Bă, da, bă, sunt de al casei. Salutare, sunt Alex Ledea de la Recorder. Aveai informații că tratați indecent oamenii din azil. De-aia nu mai pot ei. I-au abandonat rudele aici și asta e, acum pot să le facă ce vor. Trist. Foarte, foarte trist. Jos, Jimmy-che. Control C. Eu sunt un panda în mediul său natural. Nu este nimic de văzut aici. Pizda, măsii! Dar de ce se ridică în picioare, mă, când se uită în inventar, mă? Ce feature cretin al jocului? Dumnezeu, aveți bambus. Și că sunt înghețată din aia panda de la Napoca. Mamă, ce-mi plăcea aia, prediabetus. De-abia aștept să apară iarăși. Nu, sincer, de când am făcut diabet, nu m-a tentat să mănânc iarăși înghețată din aia panda. Dar vreau să văd cât zahăr are.
Dacă e chill, probabil o să-mi cumpăr. Aia din înghețata din Italia mi se pare cea mai bună înghețată care există. Mai ales că dacă e înghețată normală, e și cu foarte puțin zahăr. Și mai au și înghețăți fără zahăr și ok. No. Hai să încercăm să nu fim prinși. Nu mai accesai inventarul, Jimmy Boy. Nu mai accesai inventarul, Jimmy Boy. Aici nu este nimic, este doar un panda. Este doar un panda. God damn! Porcărie. Nu ai permisiune să intri aici. Și ce, dacă sunt pacient, a? Tocmai ai scos un nebun, ai scos un dilău afară. Îmbracă-te în doctor rege. Nu știu dacă este outfit de doctor. Și acum iară să trebuiască să intru, să iau toate coridoarele puli. Deci bă, e legit că nu te mai prinde dacă ai outfit de medic. E legit chestia asta. Că mie mi s-ar părea un la mână ciudat că Jimmy în clasa 10-a, ce pizda măsii să lucre el aici. Spune că ești de la Glovo. Chiar e legit, mă? Mă mințiți? Dacă vă mințiți să vă cadă un coi jos, hm? Dacă mă mințiți să vă cadă un coiuț, ce ziceți? Este un trade offer foarte bun. Pentru că eu nu vă mint. Cum adică nu știi? Pe ori scade coi, ori nu. E fax. What's the lore behind this mission? I have to save un colleague de școală. Cum fac panda? Nu, serios, cum faci un panda? Cum a văzut că sculcuți? N-are niciun sens. Ăla, primul de ce nu mă vede dacă stau tiptilit? Bă, n-are niciun sens. Rockstar Games cu jocurile tale de tărahatu. E lângă ușă la geam. Dar n-ar trebui să mă vadă. N-ar trebui să mă vadă că stau tiptilit. Primul de ce nu mă vede?
Primul de ce nu mă vede, a? Primul de ce nu mă vede? Și ăsta l-al mă vede. Are Rinnegan, are Byakugan. Cine se crede? Magie oculară din Naruto și Puden. Du-te morții mătii. Cu vederea ar fi trebuit să se facă fighter pilot, nu să lucre ca paznic la azil. Așa bine îl plătește. Așa bine ești plătit sânge. O să stăm mult și bine. Deși ne-au zis că live-ul ăsta o să fie numai de o oră, că mai am două trimisiuni, s-o înșelat amarnic. Mult și bine stăm. Împreună ne căcăm. No, uite. Uite, ăsta l-al dice nu mă vede. A? 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 Ia uite că toate ușile sunt deschise. A? Ăsta l-al dice nu m-a văzut. A? Ăsta l-al... No, știi ceva? No, a fed boss somo fed that gets-y. Atunci aia ar însemna că eu ar trebui să mă duc pe partea aia altă. Nici nu pot să mă duc pe partea asta altă. Ăla doarme, n-are nicio treabă. Na. Ia uite, am ajuns în O-block. Na. Unde este? E acolo la gemuleț. Curuleț în gemuleț, ghișu percăcei. Pizda mătii aia uscată. Aia îi. Na. Acum nu mă vede. Acum nu mă vede. De ce nu mă vede? Nu mă vede pentru că nu mă vede că este chior. Te morții, mătii. Rrrr! Așa. Jimmy, you gotta get me out of here. You gotta get into the control room to open the door. Get an orderly uniform from the laundry room. The dropouts set me up. What are you waiting for? The dropouts. Adică ăia care s-au lăsat de școală, mă. Aia au făcut Gary, mă. I-au adunat pe toți ăia care s-au lăsat de școală, mă. Bă, destul de inteligent, dacă mă întreb pe mine. Numai... Ar trebui să duc pe aici. Employees room. Nu. Unde pulă să mă ascund? Ioi, cred că m-am încolțit. Nu intra aici. Maica Tereza, te rog frumos să nu intri aici. Doamne ajută. Gata, acum lucrez aici. Acte în regulă. Cu asta o să mă duc eu la școală. Jimmy. Salut, colegu. Merem să scoatem un deținut. Merem să-l trimit. Da. Merem să-l trimitem în camera de lobotomie. Mr. Breast's video be like. Hi, Johnny. Forget me, kid. Hey, let's go out the back way. Follow me. Credeți că o mâncat zahăr și de-aia l-o băgat la pușcărie? La nebun. Johnny, yes, papa, ai mâncat zahăr? Nu. Gata, ne-o prins. Uuu, boys, man. Cu cine ne batem acum? Find a way out of the asylum. Yo! Mamule, ce cu razele alea, mă, cu craniu și cu coloana aia vertebrală, mă, uitați cum iasă ochii din orbite. Damn! Dacă se înfurie, va deveni Hulk. Ăsta e crackhead strength. Plăcere. Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy.
I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. Mamă, eu nu știu ce mai umblă cu... Have fun. Eu n-o să întreb, pentru că relațiile pe care le-ai în timpul liceului sunt ciudate. Îmi cer scuze, trebuie să ajung în... în salonul numărul 5, că trebuie să fac o clismă. Hai să mergem să salvăm și să ne tirăm. Ima, ce e aici cu roșu? Downey's Challenge. It's a pretty cool game. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking. Let's fight. Let's. Aoleu. Deja, mă. Nu este nicio problemă că îi rezolv eu pe băieții ăștia grei. Am bătut chestii și mai nasoale la viața mea. Imediat îmi iasă tasta shift din tastatură, bă. Gata, ăsta a fost challenge-ul. Sau trebuie să-i bat pe tăstăți. A, mai sunt aici niște pula lui. Eu nu înțeleg, mă, cum niște adulți în tătă regulă ați bătut de un copil de clasa 10-a, mă. Așa ceva nu se poate, mă. Bum! Aoleu. Dai că ăștia să știu bate, mă. Unde este o cola? Era o cola aici. Done and done right. Ce tare. Ce muzică ascultă ăștia, Skrillex. Le-i milă să dea în el. Eu cred că tot ce se întâmplă este doar în mintea lui Jimmy. Astăzi visele lui de dinainte de culcare. El suferă de vise maladaptive. Ia, oare nu pot să dorm? N-am pat aici. Am pat? Da, uite, hai că o să dorm pe... Pot dormi pe saltea asta? Hai de pula mea, o să dorm pe saltea cu... Ah, ok. Bă, ce vreme căcăcioasă, mă, să-mi bat pula. Cream că suntem în America, nu în UK. Hai, mergem la școală. Ieșim din districtul crackhazilor. Cred că ai luat toate bolile după ea. Mă, aia cred că era din aia, mă, cu ploșnițe. Înțapă ploșnița în vârful pulii, mă. Ați avut vreodată ploșnițe, mă, deci... M-am uitat odată la ceva documentar de ăsta cu invazii de ploșnițe în America, bă, că li se puneau la ăia în saltele, bă, și le sugeau tă sângele. Și baiu, că degeaba chemau ăștia dezinsecția și le dădeau cu tot felul de substanțe saltelele alea. No, trebuia să le arunce direct, bă, și o saltea nu ieftină. O saltea nouă nu ieftină, blă. Deci aia, clar. Ia, hai să mergem. E greu să scap de ele, nu? Ăla cred că-s coșmarul meu, mă, să am ploșnițe în casă. Opa, avem o oră la care n-am fost. Hai să merem, poate trecem. Poate are matematică. Bă, da, bicicleta este un mijloc de transport așa reliable. Pot să-l înțeleg pe domnul primare Milboc că vrea să scape de toate... De toate mașinile din oraș, să mergem toți numai cu bicicleta. Iubesc primarul din Cluj-Napoca, da. Hai să vedem. Ioi, ăsta o să mă fută.
Ce asta, desen? Fotografie, cred că. Art class. Fuck! N-am terminat cu desenul. Da. Concentrare maximă. Concentrare maximă. Maximă concentrare. Maximă concentrare, că e foarte greu ăsta. Morții mătii. Radiera pulii de cal. Hai să-mi ștergi tu mie coaiele. Aia nu știu ce dracu a fost. Am, literalmente am explodat. Oh, gâtul mătii. Am picat și ora asta. Oh, Jimmy, can't concentrate. Taci-n pula mea. Ură școala. Oh, Jimmy, nu te poți concentra. Nu, m-am uitat toată noaptea la hentai și am numai vise bolnave. Nu, nu mă pot concentra, doamna profesoară. Tot numai s-o desenez pe aia. Cine pizda mătii ești tu, mă? Tot trebuie să te desenezi pe tine. Vise triste și speranțe. Într-adevăr. No, știi ceva? Mă rog să-i fur bicicleta la tocilarul ăsta, că m-am enervat. Dă bicicleta! Încă mi la pedagogic mure și erau ploșnițe. Yikes. Nu țin minte să fi fost pe vremea mea. I-am spart farul la vacă. Serus monstrule X. Parcul industrial ceruri albastre. Aha. Foarte, ia uitați, cei mai sănătoși oameni, fără nici... Fără nicio problemă pulmonară. Tot ok. Repede, mă, că vin să mă linșeze niște oameni în toată regula, mă. No, cine stă aici? Revenge on Mr. Barton. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potties in the park. Yuck. Yeah. Shit. So if we can catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Cum adică se cacă nolițele din parc? Travel to the hardware store. No, merem la Baumax. Luăm, nu știu ce luăm la Baumax. Aici să-mi bat pula. Mă, omule, cum arată zona asta? Zici că e Valea Rece, mă. Ce-i aici? Ce-i ăsta? Rulotă. Open. Tattoo! Na! Na! Na, nu! Tatuaje rulotă! Coaie sunt minoră, sunt clasa 10-a! Ăsta-i tatuaj de ăla de ți-l face cu acu, mă, și cu... Și cu... Cauciuc topit, mă, ca în pușcărie. Oh, nu, man! Ai de capul meu! Ai de capul! Gata! Am luat boli venerice! Clară treabă! Bă! Bă, e bicicleta mea, mă, pizda mamii voastre!
O vrut să-mi fure bicicleta, mă, chiar e cam Valea Rece. Chiar e cam Valea Rece din Mureș, mă. Doamne. Hai că nu prea mai vreau să mai fac misiuni în zona asta, dacă se poate. Cum adică e bicicleta ta? Păi e a mea acum. Nu cu ea am venit până aici? Upsi. Average Mureș experience. Facts. Eu nu știu ce are poliția cu mine, că n-am făcut nimic. Nu-mi zic că merem să-l castrăm pe proful. Cred că merem să-l castrăm, chat. Merem să-l castrăm mecanic. Dă-i, bă, mai tare la pedală, Jimmy! Dă-i! Mi s-a oprit jocul. Mi s-a oprit jocul. No. De aici, mă. Și noapte nici măcar nu m-am culcat, coaie. Noapte bună, iar iau ploșnițe. Așa se întâmplă dacă ți-ai făcut tatuajul în rulou tău, oare din cauza aia să fie, mă? Nu, eu tot vreau să muc să-mi fac tatuajul în rulou tău, îmi bag pula. Ăla-i cel mai bun lucru, mă, pe care am făcut live-ul ăsta, mă, tatuajul în rulou tău. Uite că-mi și apare acolo, îmi și apare pe mine, mai pot să mă duc să-mi fac, doamne, ce joc bolnav. Șosetă cu sloboz. Chiar așa rău. Bă, și-am pierdut și bicicleta, mă. Fai e pula mea, mă. Biciclențiul meu, mă. Fai. Mersi, puncle. A fost o zi foarte bună, țin să menționez. Uite, mă. Dă-i, mă, mai tare, mă. Dă-i, mă, mai tare. Oare credeți că din cauza că am apăsat prea violent pe tasta alt? No, știi ceva, mearem, facem tatuaj, mă duc, salvez la Crack House. Nimă că pot să selectez modelul. Ia, hai să vedem. Deci avem cuțit, pește, dragoste și... Stai, unde-i? Care e ăsta, mă? Love and hate. Tall sheep. Hai facem un de la stitches. Damn. Ăsta e de la de pușcărie. Hai facem un craniu. Flag. Dagger. Mă, cuțitul ăla arată... Bă, ce prostii desenat. Arată ca o banană de cojită, mă. Vă vedeți cum arată? Hai să facem. Serios, mișule. Nu cred că te-am pomenit. De ce? Ioi, ba da. Nu facem ăsta cu... Am zis că i-am amenințat pe oameni că dacă fac tâmpenii încet, eu le dau bani direct. Hai facem ăsta cu stitches. Snitches, because snitches get stitches. Nu sunt snitch. Cărți de joc.
Ia uite, The Ace of Spades. Sârmă ghimpată. Ia, unde-i mermaid? Stea. Hai să punem șerpelecul. Făcut pe aștie. Da, bun. Ne-am luat tatuaje. Hai că am mai găsit motive pentru care să dăm bani. Taci, dracu, că te-ai fut un skateboard în cap. Da, m-am dus numai să-mi fac tatuaj și cineva s-a supărat pe mine. Cam copium tatuajele alea. Lasă, bă, Mișule, că știu, bă, că tu ai fost, tu ai fost ocupat, că ai zis încă de ieri. De-aia le-am și zis că, bă, vedeți că numai eu sunt pe tură astăzi, la moderare. Salut, Ardel! Nici nu știu cât am dat pe tatuajele alea, $15? Man, e mai scump în orașul ăsta să ții o frizură decât să ții un tatuaj, ce naiba? Bine, nu pot să comentez de calitatea tatuajului pe care mi l-am făcut. Bine, bine. What are you looking at? Mui la țățoanele tale, că niște bidone tu. Hai să merem. Ia. Nu găsesc vreo bicicletă de furat. Serios, domnul Tudor TV. Ia, dacă sar gardul, în ce parte a cartierului ajung? E un pitic. Putu-s piticul, mătii! Mamă, zici că-s la surorile Canker aici, mă. No, mă! Mă duc să iau autobuzul până la școală, dar nu mă duc la școală. Mă duc numai până în fața școlii, că oricum ajung mai bine. Nu cred că găsești biciclete pe aici. Da, am ajuns foarte aproape, deci nu-i niciun bai. Ai ajuns în cartierul lui Eden și... Taci, mă, că le era șmecher. Le era șmecher. Pul de sacul ăla unde stăteau Ezi. No. Domn comisar acolo. Ne vede că n-am mers la școală. Mare lucru. Bam! Ia, care este cea mai apropiată bicicletărie? Uite aici. Bike rentals, pe asta o furăm. Tași că te bag la nebuni, fă. Deci, eu ținând cont că m-am jucat de atâta timp, domnul Steve. Mă mai întreb dacă merită să ții bully? Normal! Normal că merită să ți-l iei. Zapi, știi gluma cu Bacău? Da, băgam i-aș pula în curul tău. Probabil aia era, nu? Hai să merem să-i tem coaiele profului de sport. Sau ce facem aici? Did you get them? Da, păducheau să le-am luat. Burton always goes to the can when he goes running. We've got to make sure he uses this one and send him on a trip. Di-bă iară doppelganger-ul lui bunicu Max. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. This sounds like it's gonna be good. Destroy the potties before Mr. Pullenberg ajunge să șterg. Deci ăsta aleargă prin parc și după se cacă la WC-ul public.
Ok. Să știți că să băgați la aparate nu mai e un hobby atât de ciudat și degradant. Și numai de aia că n-are ușă, nu se poate căca. Ce amator. Coaie, n-am chef de tine, du-te în pula mea, că așa nu ești șmecher, numai părinții tăi au bani, tu ești un nimic, ești un zero barat, nu ești în stare să faci nimic, a părinții tăi au bani, tu n-ai niciun talent, nicio personalitate. Hai, domn profesor, căcați-vă aici. Ia și ce-i taie pula? Corn for dinner? Oh, this is awful. Yuck! God damn, I stink. I'm gonna have to shower for days with bleach. Ah, this is worse than when I got hazed. Ba, asta e o frică nouă, nu o să mă mai cac niciodată la un WC-ul public că dacă intră cineva cu tractorul în el și o să se răstoarne. Damn! Du-te de aici, pleacă! Ba, pula, în capul tău o să scriu prostii pe perete. O să scriu P-U-L-A. Deci astea sunt chestii din joc care sunt bazate pe fapte reale, să știți. Deci sunt bazate pe fapte reale, așa ceva nu vreau să se întâmple. Woo! Nu am ce schemă. Cred că orele le-am ratat pe toate astăzi. Mai este vreme. De câte ori poți să repeți o clasă până te bagă la școala de corecție? De 4 ori? Alright. Un challenge accepted. Eu o să o repet de 5. M-ar trebui să mă duc să salvez undeva înainte de toate, că nu pot să mă încred în jocul ăsta. Deci chiar nu mă pot încrede în joc. Ați văzut? Ne lasă jocul când e lumea mai dragă. De 2 ori? Na. Cine te-o fraierit, mă? Nu te exmatricula dacă repetai a treia oară? Eu știam că te trimitea la școala de corecție. Să-ți aplice o corectare. No, ăla vine cu bâta după mine să-mi dea în cap. Zice, haha, am nevoie de ajutor, țeapă. Și când îmi întorc spatele, când stau cu garda jos, îmi fute una în cap și mor. De-astea mai văzut. Se întâmplă Mureș destul de des. Auzi, bă, pulă, eu postez când vreau eu, da? Hai. De unde știi aceste informații? Legate de dat un cap când e cineva cu garda jos sau
cu făcutul de repetent. Cu repetatul clasei. Prima, cu datul în cap. Ei. Știi cum zice Sun Tzu? Îi trebuie să... Nu-i bine să subestimezi dușmanul. Mai ales când vine unul cu băta către tine și zice că are nevoie de ajutor, nu te duci să-l întrebi ce problemă are. No, no. Mai degrabă fugi întâi. Start prep is vandalized. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when father caught me with Nanny. Mamă, cum arată la zi, he gave me a good thrashing and I've got ziua suge pula, noaptea suge sânge. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. Real? You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. True, chiar seamănă cu șamanul de pe Metin. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here, I'll go get your trophy back from those greaseballs. Oh, man. Bă, cred că și-o făcut treaba, adică probabil ei oricum îs învățați de părinții lor că decât să-ți faci tu treaba murdară, îi pui pe alții mai sărași să o facă. Pentru că așa-s bogătanii, așa-s copiii care-s născuți în familii înstărite. Zero respect, zero scrupule. Ultima misiune? Probabil că nu. Mi s-ar părea destul de anticlimatică să fie ultima misiune pentru că mă piși pe trofeele lor, adică ce treabă am eu? Au ce senjiratori de tăcăcatul avem aici. De ce sunt că doctor? Bă, ca să întrebe proștii. Unde trebuie să mă duc? A, în Greaseball City. Nu sunt la școală pentru că nu vreau. Ce o să faci? Mă dai părinților? Ei bine, părinților mei nu le pasă de mine. M-au trimis la școală privată tocmai ca să scape de mine. Sâc, sâc, domnul ofițer. Seru, zâmbărețule, ai zâmbit astăzi, ai avut o zi zâmbăreață. No, dacă aș fi un trofeu, unde aș fi? All right, Vance. Did you guys steal the Preppy's trophies? No way, man. After the townie's been saying all that stuff about Lola and made Johnny crazy, we don't care about those stuck-up jerks. The townies? Really? Yeah, and Johnny says you're no friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Kill Rob yourself. The thrift shop. Your mama dresses funny. How can a cheerleader gain 55 pounds? Where to go, dude? Ce treabă au niște oameni în tătă regula cu ce fac niște copii liceu? Ești ciudat. N-ai treburi mai bune de făcut la vârsta ta? Serios. Bă, hai să vă arăt un exemplu că eu n-am glumit. Toleranța zero. Ia uitați. Bam. Bam. No, bravo că ți-ai cumpărat jocul. Cred că e prima ta decizie financiară bună pe care ai făcut-o în viața asta și o să o ții minte mereu. Ia să vedem. Aici la fabrica de pește. Find the townies putting rats in the crates and get a picture. Și pot să-i bat.
O să mă bat cu ăștia sau trebuie să fie stealthy stealth? Eu, sincer, m-aș bate cu ei. Auzi că violență. Mare chestie, na. Get in there, you little sucker! Ow! It bit me! Unde-s, mă? Better hope you don't get rabies. Cred că sus. A, da, uite, aici-s. All the little nerds running around screaming like girls. Hurry up! Can't be late for the party at the docks. All right, come on. They're burning those trophies down at the docks. Ma, bă, Cirque du Soleil, ce pula calului, mă. Echilibristică. Hai să mergem la docuri. Să-l găsim pe Flapjack. Puf, dă-i suporter Dinamo. Da, bun, dar eu cum intru la docuri? Da, nu-mi zic că mi se fute acum misiunea că m-au luat ăștia la 11 metri și mă bat. Chiar n-aș prea vrea să se întâmple chestia asta. S-ar părea foarte enervant. Cred că mai îmi dă una și scam serus. Din câte se poate observa. Ia, pe aici pot să mă duc. Da, mă uite. Eu la pula lăi aia cred că trebuie să le fac poze. Nimă le-o furat trofeele, mă, și le dă foc. Ia. Bad photo. Bad photo, dar de ce, mă? Good photo. Return to the boxing gym. Noi să sperăm că nu ne mai luăm bătaia, mu. Merg înapoi. Am dovezi. Am dovezi că de fapt sunt niște adulți fără viață care fac toate treburile astea mârșave. Ceea ce e foarte, foarte trist. Hai să mergem să luăm busul. Că eu sincer mă cam cac în partea asta de oraș. Merg la pește? Unde merg la pescuit, mă? Spor la pescuit, fir întins îți doresc, colegul. Dovedește că ai dovezi. Uite acum. Uite acum merem să le dovedim că avem dovezi dovedicioase. Serus, domnul Andrei. Well, Pauper, what did you find? Yeah, who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies?
Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you over-fortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? Deci eu o trebuit să... Ai, să trec prin tăchinul ăsta. Degeaba. Futu-i în gură. Să beau un suc. Căcați. Crezi că o să primi vreodată Bully 2? Na, nicio șansă. Și dacă am primit vreodată Bully 2, cred că ar fi foarte de căcat, pentru că atunci când a ieșit jocul ăsta, era cu totul altfel cultura internetului. Acum lumea, toată lumea se ofensează din toate căcaturile inofensive, ok? Nu cred că s-ar mai putea face un joc de tipul ăsta. Deși, uite, într-un fel, pe mine, mie mi se pare un pic ciudat că ăsta e băgat cam în aceeași oală cu jocurile Postal, când vine vorba de cât de ofensive sunt pentru anumiți, pentru anumite panseluțe de pe internet. Aia mi se pare un pic ciudat. Bă, Postalul e Postal, ăsta e Bully. Nu știu care să fie faza. Jocurile oricum n-ar trebui să fie luate ca... Mai ales jocurile de tipul ăsta. Și ăsta și Postalul n-ar trebui să fie luate în sens propriu, că mai degrabă ca niște parodii, niște pamfleturi. Mare chestie. Serios, deci cine stă să se plângă de cât de ofensiv e un joc sau chestii de genul, eu sunt de părere că are prea mult timp liber. Deci furie, are mult, mult, prea mult timp liber. Da, păi, eu am salvat, dar văd că nu prea mai e nicio misiune, deci presupun că acum chiar trebuie să stau să-mi termin toate orele, să le completez, să le trec. Deci cred că asta o să trebuiască să fac amul. Mă, și Postalul e o parodie infectă. Postal 2 oricum a fost ultimul, Postal 2 și DLC-urile au fost ultimele postaluri faine, că Postal 3 și Postal 4 sunt niște căcaturi. Deci Postal 4 e... Hopkins, you better come to the office right now. Ce? De ce? Dar ce am făcut, doamna? Auzi, mă, că trebuie să mă duc la director. Trebuie să mă duc în birou. Tot ce am făcut a fost să scriu cu grafiti pe primăria orașului, dar asta nu vă privește. Ce-i treabă la obosâta aia de secretară? Ce-i treabă, doamna? Du-te să vezi directorul. No, domn director, mi-a fost și nas. Hopkins. Now, I'm not one to give in to popular sentiment. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. You and your stuck-up, lame-ass school, with its bullies and sex-pest teachers.
This place is a dump, and you're a big-nosed freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Oh, yeah? Then who squealed? Tell me that. A commendable pupil did feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith! Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being next an head of leader. The school? You are blind, old man. Blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. V-am zis eu. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding you are me. Leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! V-am zis eu că m-o trimis la școală privată numai să scape de mine. Așa părinți să tătai, bă. Așa părinți să tătai. No, ai fost... No, e bine. Am fost concediați. Cred că de acum, abia acum începe jocul, că am terminat. Am terminat școala și acum începem școala vieții. Începem școala vieții. Busting in part 1, auzi? Bastonat. Hey Jimmy, how you doing? Terrible, everybody hates me. Everybody might hate you, but everybody laughs at me. Yeah, that's true. Those kids are jerks. Bă, ăsta-i singurul nostru prieten, mă, de la bun început, serios, mă, Valeriu. The right thing, make people happy, stop all the fighting, make everyone calm down. Now everyone laughs at me. People used to be scared of me and now I'm a joke. It was Gary. It must have been. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. You're pathetic. I've been expelled. They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon, then I'm out of here. How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. We gotta prove Gary was behind everything. We don't even know if it was Gary. All we know is towny kids beat up a bunch of Bulworth kids. I mean, I don't even care anymore. Vedeți, mă, să-mi va pula. Așa-i. What's going on? Come on! Tu degeaba stai și faci o grămadă de chestii pentru oameni. Someone big who doesn't hate me yet. Dacă la un moment dat faci ceva ce nu le convine, uită-te-ți de tot binele pe care l-ai făcut. Cea mai bună reprezentare a sistemului de reputație cu oamenii irele. Mă rog, cu oamenii de căcat în general, că numai oamenii de căcat fac așa, dar 90% dintre toți oamenii cu care interacționăm sunt oameni de căcat. No, ce e dress code? Că am fost exmatriculat, eu pot să umplu și în pula goală, domnul. Poți să umplu și în pula goală, n-ai ce să-mi faci. Auzi acolo. Zice el că dress code. N-ai voie să te îmbraci în paznic la... nebun. Cine zice? Să mă dea în judecată. Nu, uite, era, nu mi-au acordat prioritate, mă. Eu eram pe drumul cu prioritate, nu mi-au acordat prioritate autospeciala de poliție, era să fac accident. După aia ajungeam să fiu donator de organe. E fine? E fine? Normal că nu. Hai să-l găsim pe Russell. Russell Potato. A, bine, băbișule. S-a făcut Russell grădinar, mă. Hey, Russell. I need your help to bust into the dropout's hideout. Only if Russell gets to destroy. Ai, azic! Dar eu n-am permis de Vespa. You're not wearing a helmet. No, de unde să fac eu rost de o cască? Asta e singura problemă, așa-i? Că n-am cască, nu? Nu că n-am permis.
They're locked. De ce atât de grijă jocul ăsta? Pentru că e o reprezentare a sufletului. Doamne, am crezut. Coaie ăsta aproape a murit. This doesn't look so good. What the hell do you think you're doing? What do you mean? Smashing into our barricade like that? Completely out of control. Are you crazy? I've got to talk to that Edgar kid. I don't think he wants to talk to you. And you can't get in while the power is out anyways. Nu știu ce, trebuie eu să stau să vă repar schemele electrice. Toată lumea se bazează pe mine. Zoe 101. No, și? Foarte simplu, asta am învățat în clasa 3-a. Să repar bobine electrice industriale de înaltă tensiune. Așa, așa, pune-te jos. Da, mă, pulă. Da? Nu, stai numai. Dă-și-o-nă. Bum! Hai sus. Ajutor, Zoe! Ajutor! Dropează suc, te rog, dropează suc. Dă-i suc. Nu? A murit. Gâtul mătii. Căcat de misiune. No, am ajuns la urgențe. Fai, și acum trebuie să fac chiar misiunea de la început, mă. Dar păi n-am niciun chef. Ce s-ai, ce străbă, mă, de la... Ce vrei? Take out those satellite dishes. They're cutting into my business. Destroy 4 satellite dishes. Yeah, I got. How's it going? Hey, loser. Yeah, you. Sit face. Please tell me your grandma bought you that shirt and made. Du-te în pula mea. What's the matter? Mă cac în capul tău. Așa, așa, așa. Așa, așa. Șo, șo, futu-s, gura, măti. Hai de aici. No, bu, am fost și arestat, mă. Mare chestie, ha ha ha, am fost arestat. Băi, ce oraș de tăcăcatul, mă, nici... Abia ce am ieșit de la... Abia ce am ieșit de la poliție. Ai, direct partea a doua, perfect. Bine, 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 generatoarele. Lasă că-i rezolve pe băieți ăștia grei. Cum se rezolvă pe vremuri. Și anume cu praștia. S-a rezolvat. Cum merge, domnul? Ai trecut clasa. Am fost exmatriculat. Merge foarte bine. Ia, mai ies pula lei pe aici, nu cred. Bine, Ashley, mersi că ai trecut pe aici.
Du-te la clădirea cu steaua roșie. Ioi, la sediu Iosef Stalin, cred că trebuie să merem, așa-i? Cinstit. Bine. Bine. Dacă zici tu. Mamă, chiar suntem în Azomure și acum real. Pot să conduc Duba. Asta intră la War Crimes. Bănuiesc că o să-mi trebuiască bicicleta asta, altfel nu văd de ce e strategic pus aici. The good old switcheroo. Bă, ce muzică de Scooby-Doo. Unde-i Switch-ul? Unde-i Nintendo Switch-ul, băi? Ai pe partea aia alta clădirii. Așa trec eu de toți pulalăi ăștia. Nici n-au ce să-mi facă. Muie, muie, muie. Aoleu. Bă, nu-i ok. Gata, băi, am rezolvat. Du-te, 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 Jimmy-che! Bagă viteză! Bagă viteză, Jimmy! Aoleu! Eu nu înțeleg de ce este un gang de grown-ass oameni aici care să lășluiesc în combinat. Nu știu care e șpilul. Mamă, cred că mă duc pe pulă. Da, cred că o să mă duc. O să mă duc mult. O să mă duc pe pulă. O să mă duc pe pulă.
Îmi trebuie suc, unde-i suculețul? Că n-am suc la mine, fuck! Dimă că nu m-am dus pe pulă, doamne! Uite, abia acum am primit suculeț. Ah, doamne! Search the chemical plant for Edgar. Edgar, câinele lui PewDiePie, ce? Ce misiune. Ce misiune poznașă. Tu ești Edgar. Așa, pe unde mă duc? Ah, ioi. Scări. Mamă, ce cameră poznașă. Bă, nu pot să mă duc mai repede pe ăsta. Hai bă, că nu pățești nimica, numai cazi vreo 20 de metri jos. Nu se întâmplă nimica, nu-i nimica, bye. No. Mersi, Leonardo. Bă, dar trebuie neapărat să mă duc... Hai bă, serios. Dar de ce, mă? Că nu se întâmplă nimica. O, doamne. Ce avea dacă cădeam acolo? Nu se întâmpla nimic. Oricum trebuie să ajung acolo. Nu, nu și-ai atâta fall damage. No, nimă, literalmente. Un picuț numai trebuia să mă duc mai jos, mă. Hai de pula mea, mă. Ce logică are. Și acum am boss fight. A, așa se pare. Aoleu, dă, l-am dă cu... Ia mă scutul, ia scutul, futu scutul mătii să ți-l fut în caz și mâne. Mamă, ce fai de tăcăcatul. Mamă, și mai am numai unul sing... Nu mai am ce să-i fac, așa-i? Du-te morții, mătii, de căcat de joc. Data viitoare. No. Bănuiesc că dacă ies din joc, s-o fu pe măta Edgar. Vei ce boss fight de tăcăcatul. Uite mă. Smart, huh?
Nu bate cu țava de canalizare, mă, omule. Dar ia-l, mă, mai repede în gâtul mătii. Ia-l, ia-l! Morții mătii de tastatură beșită. Input căcat la cur. Băi, nici cum nu vrea să-l ia, mă, de pe... Așa. Băi, ce boss fight de tot căcatul, mă. E efectiv ultimul boss fight. Ultimul boss fight beșit, mă. Așa, du-te, du-te, ia căcatul ăsta de... Clic dreapta, clic dreapta, gâtul mătii. Gata, o fugit? Unde pizda, mă, s-o fugit, mă? Nu scap tu de mine, căcatule. Bă, dar peste tot are ăsta țevi. No. Bine. De multe ori apăs click dreapta, nu blochează. De multe ori apăs pe R, n-apucă să-și dea animația să smulgă căcatul ăla de scut din perete. Și cred că din cauza la frame rate. Ceva e off aici. După aia trebuie să iau și eu țava să mă bat cu țava. Dacă nu vreau să mă bat cu țava, eu vreau să dau cu praștia în el. Uite, vezi? Apăs pe R, nu faci nimic. Iar același lucru, am apăsat R, nu a făcut absolut nimic. Mai degrabă stă să-l prindă pe ăsta de coaie, așa. Futu-s că vin eu cu țava de PVC după tine, căcatule. No, și n-am rămas? A, bineînțeles că și dropează țava, nu? Cum să nu? Hai de pula mea, ce boss ai de tăcăcatul, mă, mule. You had enough? You want some more? Come on, big guy. You still think messing with me is a good idea? No, no, no. Good. That's what I thought. Now, what made you think it was a good idea in the first place? Aw, man. I hate that school. My parents couldn't afford to send me there, and now I'm stuck in this dump of a town. Gary said we make them all pay. Wait a second. Gary? That backstabbing two-faced sociopath put you up to this? Ah, I bet he said the two of you would take over the school or some crap. Hey, how'd you know? Because he told me the same garbage. Didn't do me any good either. Come on, you're gonna help me make him pay for his lies. You know, you're all right, Jimmy. Yeah, okay. See ya. Ah. Done and done right. Mă duc să salvez. Asta e primul lucru de-l fac, pulă. Mă duc să salvez. Na, nici nu mă gândesc să fac altceva. Mă duc să salvez că de-mi fute un crash acum a jocul. Unde e, mă, ăla de save? Trăzni l-ar pula ăsta de save, mă. Gata, fai de capul meu, mă. Mă, și încă mai e din joc, mă, nu-mi vine să cred. Eu chiar am crezut că termin astăzi jocul. Deci chiar am crezut că termin astăzi jocul.
Cred că data viitoare când o să joc Bully, cred că îl gătăm. Deși, sincer, o să-mi pare rău după ce o să-l termin. Chiar a fost un joc foarte bun. Chiar e un joc bun. Exceptând mișmașurile pe care le face jocul cu... În cauza că am prea multe FPS-uri. Mai două misiuni. Păi da, dacă stau iară la o misiune cum am stat acum, nu te supăra, o jumătate de oră am stat la misiunea asta, bro. Deci, da, ținând cont că e chestie de, e și de skill issue aici, nu cred că e chiar așa ușor cum va să pară. Da, bine, bă, oameni buni. Hai că vă lăs, eu mă duc să mănc ceva că mor de foame. M-am enervat, bă, de la misiunea asta mi-a scăzut glicemia, bac pula în ea. Și ne vedem mâine la 3. Ne vedem mâine la 3 pentru că este ziua de joi. Mi-a trebuit mie să mă enervez astăzi când știam că mâine mă enervez pe banii voștri, nu? Desigur, cum să nu? Bă, ce să zic? Mersi fain că ați venit, sper că v-a plăcut live-ul. Ne vedem mâine în forțe noi. Pa, pa, pa și să aveți spor în continuare că ziua încă nu-i gata. Spor la grind. Ser.